Seria manifestărilor dedicate celor 94 de ani de la Marea Unire a început astăzi la Zalău. Evenimentul a fost deschis oficial la ora 10 și a cuprins mai multe activități. Astfel, cu această ocazie, reprezentanții bibliotecii județene au organizat o expoziție cu tema România, mit și legendă, urmată de o prezentare video, Vino, privește în țara, și de un recital cu tema Bună dimineața, Românie. De asemenea, în cadrul aceluiași eveniment, Marin Pop de la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău a susținut evocare cu tema Sălajul și Marea Unire, după care au fost lansate volumele Zalău Schiță monografică ediția a doua, semnat de Leontin Gergariu, precum și cartea Elena Pophosul Longhin, personalitate marcantă a țării Silvaniei. Viața și opera, scris de Marin Pop. Acțiunea s-a încheiat cu un moment muzical susținut de orchestra ansamblului folcloric Meseșul al Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj, dirijor profesor Dorel Cioban, solist Alexandra Preda. Organizatorii evenimentului de astăzi au fost Consiliul Județean Sălaj, Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, Muzeul Județean de Istorie și Artă Sălaj și Biblioteca Județeană Ioniță Scipione Bădescu Sălaj. Alături de reprezentanții instituțiilor de cultură, la eveniment au participat și elevi, profesori, bibliotecari, dar și simpli cetățeni.